Ziua copilului a fost sărbătorită în avans marți 31 mai în două școli din municipiul Pașcani. La liceul teoretic Miron Costin din zona Valea Orașului, cei mici s-au distrat într-un mod inedit. Fiecare și-a adus la școală animăluțul de companie pentru a-l prezenta colegilor. Astfel, Curtea Unității de Învățământ a adunat 10 de pisici, căței, hamsteri, iepurași și alte necuvântătoare îndrăgite de copii. Activitatea de astăzi de la liceul teoretic Miron Costin este dedicată zilei de 1 iunie. Elevii și-au adus de acasă animăluțele de companie pentru a le arăta colegilor de școală. Au făcut desene pe asfalt, cei mici au prezentat animăluțele lor, au spus câteva cuvinte despre ele celorlalți și au încercat să comunice între ei, să dialogueze. Am implicat în activitate și părinții, pentru că activitatea s-a desfășurat la un interval la care au putut să vină și aceștia. Și ne bucurăm tare mult că au avut un mare succes la copii. Îl cheamă Pofi. Nu chiar nu știu câți ani are, vreo un an. Și este rasa Bichon Maltez. Aceasta este pisica mea, Katie. Are 2 ani. Este născut pe 23 august 2019. Și are 5 kg. Numele hamsterului meu este Pufina, are 3 ani și trăiește între 2 și 4 ani, deci... Pe mutant îl cheamă Schnitzel, are 2 ani și e de rasă siamez. Mașa, un pui de bișon de numai 3 luni, a fost adusă marți la școală de un copilaș. Micul patruped, cu ochii negri și blană pufoasă, s-a lăsat alintat de cei prezenți. Asta este Mașa, are numai 3 luni, este un pui de bișon. A fost într-o familie de 6 puiuți de câine, dar a mai rămas doar ea, pentru că ceilalți și-au găsit deja o familie. Și am rămas cu acesta. Un alt băiat l-a prezentat colegilor micul prieten necuvântător, un porcușor de Guinea, ce adoră fructele și legumele. Ce este un porcușor de Guinea, are 5 luni și este din familia rozătoarelor. Este rodit cu cea mai mare rozătoare numită capibara. Îi place să mănânce fructe, legume, iarbă verde, fân, în general plante. Mare zarvă și bucurie a fost și în curtea școlii gimnaziale Iordache Cantacuzino, locația din cartierul Fântânele. Am făcut floricele pe ceva rotund, din plastic. Așa, și mai? Floricele din hârtie crăpunată. Am înțeles. Și am făcut un desen care este acolo agățat pe ață. Dar s-a rupt de la vânt. Vă place să sărbătoriți așa? Da! Liber? Și așteptăm până mâine din cauza că în oraș se închide strada. La mulți ani, ziua copilului! Perfect. Tu ce faci mâine de 1 iunie? Eu o să merg cu prietena mea în oraș. Ca să îi distrăm, să ne luăm o înghețată, să desenăm pe asfalt, că am auzit că se închide tot. Și toți copiii desenează. Activitățile au continuat și după amiază cu jocuri demonstrative de fotbal între elevi și cadre didactice. Astăzi la școala de Cantacuzino s-au organizat o serie de activități într-un proiect destul de important și spun eu mare pentru școala noastră, e vorba de o serie și culoare pentru copilărie, un proiect realizat de doamnele învățătoare la învățământul primar. Urmează și activități dedicate mediului și activități pentru ziua copilului organizate de clasele din învățământ gimnazial, precum și la ora 15 va avea loc un meci demonstrativ între profesorii școlii noastre și elevii claselor a 8-a, un meci
de fotbal intitulat, în cadrul proiectului, intitulat Fotbalul Bucuria Copilăriei. Este un schimb de generație și arătăm că, de fapt, prin sport, indiferent de vârstă, devenim copii. Activitățile s-au desfășurat într-un mod bine organizat, deși la nivelul școlii noastre s-au organizat și testări standardizate pentru clasele a doua și a patra. Astăzi urmează ca după amiază să avem program cu clasa a șapte. În școli, ziua copilului a fost sărbătorită în avans, deoarece pe 1 iunie este zi liberă atât pentru elevi cât și pentru angajați.